Bună seara, stimați telespectatori, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Școala Gorjeană. Ne-am propus în această seară să vorbim de istorie. A fost o adevărată sărbătoare astăzi, a 31-a ediție a simpozionului de istorie, Gorjul, vatră de istorie românească. Avem și doi invitați care au prezentat comunicări în astăzi, două dintre personalitățile importante din domeniul cercetării istoriei din județul Gorj. Începem cu doamna Marcela Mrejeru, directorul Colegiului Tehnic Ericoanda din Târgu Jiu. Bun venit! Bine v-am găsit pe dumneavoastră și telespectatorii dumneavoastră. Și domnul Teodor Voicu, dânsul reprezintă aici Școala Gimnazială Albeni, profesor de socio-umane. O întreagă poveste istorie, care poate ați aflat-o la o altă ediție. Și eu vă mulțumesc pentru invitație și o să încercăm într-adevăr să vorbim despre soarta istoriei în epoca contemporană. Da, am fost astăzi un simpozion interesant și mai ales poate o ediție mai reușită ca altă dată și prin prezența foarte mulți dascăli de istorie, chiar și elevi de la filologie, de la Colegiul Național Ecaterina Teodorului, acolo unde a fost. De fapt, e gazdă nu întâmplător, acolo este și sediu Societății de Științe Istorice, filiala Gorj de foarte mult timp. Aș începe cu primele impresii, așa. Cum vi s-a părut această ediție? Păi trebuie să spunem de la bun început că această ediție a fost dedicată de istoricului Alexandru Ștefulescu, cel care s-a preocupat îndeaproape de istoria Gorjului și a scos la lumină toate documentele referitoare la județul Gorj. A scris o istorie a județului Gorj, Gorjul istoric. De asemenea, a scris o istorie a Târgu Jiului, a scris despre mănăstirile din județul Gorj și, de asemenea, foarte multe documente slavo-române pe care le-a publicat. Lucru care trebuia până la urmă omagiat, pentru că și este un merit al dumneavoastră, pentru că dumneavoastră știu eu că ați venit cu ideea să, ca simpozionul județean care se organizează în fiecare an, să aibă ca tema anul acesta opera lui Alexandru Ștefulescu. Într-adevăr, a fost o prezență mai numeroasă ca de obicei și a profesorilor, dar și a elevilor și a mai cu seama a celor care au susținut comunicări. Astăzi au fost mult mai mulți ca de obicei și au fost comunicări care au adus o serie de lucruri importante în fața celorlalți colegi, pentru că fiecare dintre noi a încercat să-și prezinte activitatea în domeniul acesta al cercetării. Mica noastră activitate, nu putem spune că noi suntem ne ridicăm vreodată la nivelul lui Alexandru Ștefulescu, dar dacă ne unim mai mulți, poate vom reuși vreodată să scriem și să actualizăm o istorie a Gorjului. A mai fost ceva, poate mai mult decât altă dată. Practic, fiecare comunicare a avut în spate o lucrare apărută în ultimii ani, o lucrare care poate a lămurit, poate a adus, și nu, cu siguranță a adus o contribuție la cercetarea subiectului respectiv, temei respective. Pornind de la, apropo de la cei doi invitații, mi-au rămas și o să vorbim și de aceste teme. E vorba de evoluția instituției bisericii în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în cazul Marcelei Mrejeru, și colectivizarea în Gorj, cum s-a făcut aceasta, pe Valea Gilortului, carte cunoscută a domnului Voicu. Înainte de a vorbi și de aceste comunicări mai în amănunt, aș vrea să ne spună domnul Voicu acum, dânsul a avut, să zicem așa, un discurs extrem de spumos la această, ca de obicei în general, dânsul este și cu responsabilul cu destinderea în sală. În același timp spune lucruri destul de interesante, aș putea spune, și nici astăzi n-a făcut rabat de la aceste cerințe. Dânsul vorbind despre comunicarea clasică, cum spuneam, despre colectivizare, dar de fapt făcând o analiză a societății actuale, am putea să spunem, au fost multe lucruri îngemănate în
poate și o istorie a învățământului, toate la un loc. Au fost elemente diferite, dar care au avut până la o finalitate, a spune eu, reușită. Vă mulțumesc, deci, domnul profesor Jomăcu, că m-ați invitat. Chiar nu-mi pare rău că am participat la acest simpozion, un simpozion special, așa cum spuneați, a 31-a ediție, simpozion județean Gorjul Vatre de istorie românească. Aș aprecia organizarea, participarea, o participare selectă, interesul și în special aici, nu că mă gulesc pe cineva, dar parcă un rol important l-a jucat și domnul președinte al Societății Științe Istorice Filiala Gorj. În contumacie vorbim acum despre domnul profesor dr. Gheorghe Nichifor. Are de fapt lucrarea de doctorat pe care a luat-o acum câțiva ani buni la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, coordonator fiind membru corespondent al Academiei Nicolae Edruiu, chiar cu tematica Alexandru Ștefulescu. Într-adevăr, Alexandru Ștefulescu rămâne o figură emblematică a Gorjului. Doamna directoare și doamna profesoară Mrejeru amintea, eu a zice că două sunt lucrările magistrale ale lui Ștefulescu, acest mare slavist, cunoscător al limbii slavone, al limbii grecești, deci știa limba greacă, știa limba slavonă, un autodidact, un mare om și intelectual la sfârșitul veacului 19 și începutul veacului 20, oricum lucrarea de referință este Gorjul Pitoresc sau Gorjul Istoric și Pitoresc și monografia Mănăstirei Tismana. Rămâne un reper în istorie și cred că aici a fost exhaustiv domnul profesor Nichifor și ați văzut că ne-a prezentat bibliografia stufoasă ca să scrii despre Alexandru Ștefulescu. Eu am pus mâna de curând de la domn profesor Velican pe o monografie chiar Alexandru Ștefulescu a regretatului profesor Titu Rădui. Titu Rădui, această monografie despre Ștefulescu a apărut și ne-a reținut anul 1995. O mare personalitate, iar Titu Rădui, ceea ce m-a uimit, a murit în noaptea dintre milenii. Titu Rădui, marele profesor și în același timp a îndrumat, columnist, a îndrumat multe talente și în literatură, a murit în noaptea, 31 decembrie 2000, între mileniul 2 și între mileniul 3, preocuparea a fost Alexandru Ștefulescu în 1995 și iată că vine domnul Nechivor cu lucrarea de doctorat exhaustivă prin 2007-2008, a fost bine intitulată Omagiu Alexandru Ștefulescu, dar noi astăzi, așa cum a spus, nu ne-am referit numai la această figură emblematică și am discutat mai multe probleme ale istoriei contemporane, probleme ale profesorilor de istorie din gimnaziu și din liceu, pentru că, din păcate, așa cum vedem, se încearcă pe undeva să devină o cenușăreasă, să îi se știrbească statutul de știință. Eu am avut unele, vă spuneam anterior, unele conflicte chiar cu Adrian Cioroianu, cu povestea aceasta, domnule, rămâne o știință atât de necesară, și că mai e nevoie de istorie și cred că îmi dați dreptate mai mult ca oricând. Bine, să nu picăm într-un naționalism extremist, dar trebuie să ne cunoaștem istoria și locală și națională ca să știm să dăm replica dacă ajungem să ne dicteze iar alții istoria, cum a fost și amintea dânsul despre partea rolleriană, Mihai Roller și alte etape. Am amintit și astăzi despre trecerile acestea, de la romantismul istoric la realismul și se vorbește uneori de realism supercritic. Atât de necesar, dar să ne găsim totuși rolul, pentru că rămânem, așa cum spunea marele istoric Gheorghe Brădianu, o enigmă și în același timp un miracol la gurile Dunării. Nu trebuie să ne lăsăm totuși tăvăliți, nu ne lăsăm să ni se dicteze istoria, pentru că noi suntem, ca profesori de istorie, cei mai interesați să o cunoaștem și să o transmitem elevilor noștri. Noi spuneam, apropo de știință, spuneam totuși și astăzi ca titlu istoria cea mai frumoasă poveste, pentru că până la urmă istoria cu asta ne-a cucerit pe fiecare dintre noi la vremuri, să zicem așa, cu mulți ani în urmă, când ne alegeam carierele, tocmai prin poveste, cel puțin așa a fost la mine și știu și că și la alții a fost cam la fel. Însă înainte de a trece să vorbim la general și vorbim tot de simpozionul de astăzi, să încercăm să amintim pe baza imaginilor pe care le avem, fotografii făcute de copiii de la Colegiul Național Caterina Teodoroiu,
o să încercăm să vedem câteva dintre imagini. Cine comentează? Aici este președintele filialei Gorj, domnul profesor dr. Gheorghe Nichifor, cel care a deschis lucrările și le-a și încheiat de asemenea, și cel care a avut un discurs extraordinar referitor la modul nostru de organizare, iar comunicarea a fost referitoare la Alexandru Ștefulescu. În continuare sunt imagini din sală, alți colegi care au prezentat comunicări. Doamna profesor Cornoiu a fost mai înainte, profesor la Colegiul Cornoiu Elena, la Colegiul Național Spiru Haret, și iarăși domnul... Da, dânsul a fost omniprezent, a fost gazda acestor manifestări. Bineînțeles, dumnealui are... A fost cu raportul prima dată și apoi a venit aici... cu intervenția, da. Aici avem pe Hadrian Gorun, de la Universitatea Constantin Brâncuș, demn continuator al Gheorghe Gorun, istoricul consacrat al Gorjului. Un tânăr de perspectivă pentru județul Gorj, și cred că o să facă lucruri deosebite pentru istoria, nu neapărat locală, pentru istorie în genere, pentru că cercetările, din ce am văzut noi așa, cercetările dumneavoastră sunt mai cu seamă spre istorie universală. Pe diplomație, relații. Diplomația în preajma primului război mondial, relații româno-franceze, între 1914-1916, are intervenția. Istudorescu, profesor la școala gimnazială Plopșoru. Aici cât programele, exact cum arăta programul, aici tot o imagine din sală. O imagine din sală. Amfiteatru de la Colegiul Național Ecaterina Teodorescu, un amfiteatru modern. Aici unul dintre intre, da. Care ne-a vorbit, cum spuneam, despre evoluția instituției bisericii în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, lucrare care a fost, deci lucrarea de doctorat. Teza de doctorat. Da. Aici este doamna profesor Nichifor Dorina, profesor la școala gimnazială Alexandru Ștefulescu, doamna profesor Peptan Adriana, de la Colegiul Ecaterina Teodoroiu, subsemnatul. Ai subsemnatul eu de data aceasta. De data aceasta, da, domnul Șomâncu Cornel, care nu a avut doar o simplă comunicare, a vorbit tot așa la modul general despre foarte multe alte lucruri care... Cred că mai aveam câteva imagini, nu sunt... Care se întâmplă în ceea ce privește disciplina istoriei. Din acel montaj lipsea tocmai domnul Voicu, deși dânsul... Uneori e bine să mai și lipsești. Sunt prezent în această seară, sunt prezent alături de dumneavoastră. Oricum, eu m-am întors de plin mulțumit de rezultatele acestui simpozion. Nu am plecat degeaba de acasă și glumeam că parcă sunt Nicolae Tabără din novela Proștia lui Liviu Rebreanu, care se scoală departe, dar nu prinde trenul. Eu am prins și eu cred că am niște achiziții în plan intelectual după acest simpozion. Mi-au plăcut intervențiile, mai puțin unele, și mi-am arătat uneori aciditatea aceasta, poate nu trebuia, dar mai trebuie, pentru că și critica are rolul ei, pentru că mai sunt și oameni care nu au simțul măsurii, și spuneam acolo, cea mai bună definiție a omului aparține filozofului grec Protagoră, care spunea că omul este măsura tuturor lucrurilor. Domn profesor, ce aș vrea să vă spun, noi știm cu toții, dacă anul 2012 a fost anul Basarabiei, 2013 anul creștinismului, 2014 anul Brâncoveanu, 2015 al doilea război mondial, iată că anul 2016 în plan național este Brâncuș, care știm că se naște în 19 februarie 1876 și moare pe 16 martie 1957, pe departe, și vreau să vă spun că totuși m-am plictisit puțin și cu Brâncușul ăsta, pentru că au apărut foarte mulți brâncușologi. Și o să scriu un eseu, pentru că, vedeți dumneavoastră, știți cum a zis Brâncuș, m-am plecat și v-am lăsat proști, am venit și v-am găsit și mai proști. De ce spun acest lucru? Era un mare filozof, un cunoscător, știți cum a zis, nu vreau să cresc în umbra lui Roden. Deci și-a găsit drumul. Nu, la umbra marilor copaci. Da, bineînțeles, dar ne refeream la Roden așa, deci a găsit singur, a plecat pe jos sfântul acesta din Montparnasse, s-au înmulțit brâncoșologii, și asta este un lucru, unii se bagă în filozofia lui Brâncuș, pentru că a fost și un mare filozof, se bagă în arta lui Brâncuș, unii trăiesc de pe spinarea lui, și nu este un lucru îmbucurător.
Cred că se răsucește în mormântul din Montparnasse când vede uneori că picăm într-o parte derizorie. Uneori stârnim râsul, ilaritatea, pentru că nici nu s-a gândit brâncuș la ce scot alții. Mă uit așa în niște articole fără substanță. Dar acum să revenim. Anul 2016, noi știm că este și anul Carol I. Se vor împlini 150 de ani pe 10 mai de la venire. Deci se sărbătorea ziua regelui, 10 mai 1866. Deci s-a sărbătorit deja. Da, s-a sărbătorit. Iar pe 1 iulie, vreau să spun, se vor împlini exact 150 de ani de la celebra Constituție 1 iulie 1866, unde apare separarea puterilor în stat. Pentru prima dată spuneam că apare în opera L'Esprit de Loi al lui Montesquieu, separarea puterilor în stat, iar la noi, după model belgian, apare această Constituție din timpul lui Carol I, iar pe Carol I, cum spunea și colega mea Marcela, trebuie să distinge în cele două aspecte, domnitor, 1866-1881, când România devine regat, și rege, 1881 până pe 27 septembrie 1814, Carol I, alături de extraordinară soție, Elisabeta David, a avut viața tragică, îi moare fetița Maria pe la 4 la ani, așa, 4 sau 5 ani, foarte bine a spus, e foarte bine că mă completați, iată că mă greșesc și eu. Oricum, Elisabeta David rămâne o mare ocrotitoare. Carmen Silva, de știm pseudonimul de poetă, a fost o ocrotitoare extraordinară a culturii, l-a ajutat foarte mult pe Enescu, pe Grigorescu. Poate n-ajungea Grigorescu, bine, talentul nu se pune problema, parcă Edison spunea că talentul este 99% transpirație și 1% inspirație. Cam așa, sau invers, putem să schimbăm acestea. Deci rolul nu se poate, Carol I rămâne un om, un domnitor și un rege care a modernizat țara noastră. În această perioadă noi știm că se dezvoltă economia. Se obține independența. Și asta este cea mai mare realizare, 1877-1878, în păcile la San Ștefano, 19 februarie 1878 și Berlin, 1 iulie 1878, dar una caldă, una rece, știm că după aceste păci ni se dă ce era al nostru, da. Dobrogea, și în schimb ni se răpește cele trei județe. Tot ce era al nostru. Deci tot ce al nostru, exact jocul acesta, i-a ajutat să împeruși în războiul de independență și o le spun la copii, bă, 9 mai nu-i câștigarea independenței, e proclamarea. Aia s-a făcut cu gura. Știm, celebrele cuvinte ale lui Cogălnicianu, suntem o națiune liberă, așa. Dar câștigarea s-a făcut cu vreo 10.000 de dorobani scăzuți pe pământurile Bulgariei, între, de la proclamarea 9 mai 1877 și până în ianuarie 1878. 10.000 de dorobani s-au pierit pe pământurile Bulgariei să ne câștigăm. Și atunci, nu poți să zici, monarhia în România are două aspecte extraordinare pe care nu le putem. Carol I, Elisabeta David, soția, dar mai ales Carol I, și urmează nepotul Ferdinand, care rămâne, după capul meu, cel mai mare rege. 28 septembrie 1814, moare în ziua Sfântului Ilie, 20 iulie 1827, care a avut 6 copii, nu se știe dacă sunt toți ai lui, nu contează. 3 băieți, unul moare, Mircea, parcă rămâne prințul Nicolae, Carol al II-lea, 3 fete și celebra Maria de Edimburg sau de Coburg, nepoata reginei Victoria a Angliei, o frumusețe... 1875, parcă moare în 38. În 38, da. Deci moare în 38, se naște în 75, n-a trăit nici mult, dar oricum după Ferdinand, care a avut un cancer intestinal, deci moare pe 20 iulie 27, a mai trăit 11 ani. Și știm cu dorința, cu inima, la Balcic, și așa fost și apoi. Da, deci iată că anul acesta, 2016, trebuie să ne gândim, să ne aducem aminte de Carol I, de celebra Constituție, pentru că Constituția e legea fundamentală într-un stat și culminează cu 26-29 martie 23 din timpul lui Ferdinand. Da. Bine, asta nu înseamnă că noi n-am făcut bine că am ales Ștefulescu pentru bine. Acest simpozion. Deci, și bine. În același timp, în această toamnă, chiar un invitat la studio în STV ne spunea, în această toamnă vom avea, în octombrie, mari manifestări dedicate celor 100 de ani de la luptele de la podul Jiului, mari manifestări în care sunt implicat, printre alții, deci ca instituții, Muzeul Național de Istorie, Guvernul României, Ministerul de Externe și, bineînțeles, administrația de la Gorj. De ce vă spuneam? O să vedem la Târgu Jiu în acel, nu știu dacă... Podul. Da, dacă am voie să-l... Să dezvăluie acest lucru. Intenția autorităților este ca după sabia lui Tudor Vladimirescu, care s-a aflat la Târgu Jiu o săptămână, să vedem în toamnă costumul original, tunica originală a Ecateriniei Teodoroiu, cea în care a fost
a pierit ea pe câmpul de luptă, apropo da, de... Parcă la 23 de ani, se naște în 1894, moare în 1917. Da. Mai întâi a fost adusă mai târziu de la monumentul Milița Pătrașcu. Da, văd în programul, nu întâmplător, e fostul pod de pe Jiu, care actualmente da, e pe momente, câteva elemente semnificative din istoria Gorjului. Întorcându-ne la manifestarea de astăzi, la comunicările de astăzi, să știți că practic toate au avut importanța lor și mă gândesc aici pentru că am avut niște comunicări per general, pentru că spuneam acele comunicări de fapt au fost însoțite de niște cărți care au apărut, care au trecut deja, să spunem așa, au ajuns în rândul publicului și mă gândesc aici teme foarte interesante. Să nu uităm că biserica poate fi una dintre instituțiile este una dintre instituțiile fundamentale ale statului și totdeauna a fost una din instituțiile fundamentale. Este cea mai veche instituție. Da. Și cea mai influentă până la urmă. Și nu numai... Și cu credibilitate. Deci, bine, în ultimii decenii. Da. Așa. Da. Până la fel de la dumneavoastră este, apropo de colectivizare, și o să vorbim și de una și de alta, dar apropo de colectivizare, nu e deloc, e un fenomen care s-a produs, care a schimbat din temelii România. Poate e mai importantă acea colectivizare decât un 23 august 44 sau în orice caz instaurarea comunismului în România. Practic, instaurarea comunismului s-a făcut cu colectivizarea mai mult decât cu că s-au schimbat niște conducători sau au fost aruncați alții în închisoare. Dar ne întoarcem acolo. Haideți să vorbim puțin, așa, pe scurt, de importanța instituției biserici în a doua parte a secolului XIX, mai ales că vorbim de izvoare istorice care au fost scoase la lumină de dumneavoastră. E adevărat, lucrarea aceasta a fost, de fapt, este teza mea de doctorat și a necesitat munca vreo 5 ani în județul Gorj și vreo 3 ani pe la arhivele din capitală, la arhivele naționale din capitală. M-a determinat să fac un astfel de demers faptul că nu prea aveam nimic despre relațiile dintre biserică și societatea gorjeană și de altfel nici prin alte județe nu am găsit prea multe lucruri despre relația biserică-stat, pentru că lumea s-a abținut o bună perioadă de timp, mai ales în perioada comunismului. Știm foarte bine că biserica era un subiect tabu, nici nu prea aveam voie să intrăm în biserică. Mi s-a părut interesantă și am făcut acest demers pornind de la întâi de la redefinirea raporturilor dintre stat și biserică. Aceste lucruri se fac odată cu începutul modernizării României și anume de la Alexandru Ioan Cuza, domnitorul Unirii, și mai apoi continuând cu domnitorul Carol I și apoi regele Carol I, cei care într-adevăr au reușit să laicizeze statul român, pentru că biserica noastră venea din epoca fanariotă, și din această epocă biserica preluase și ea ca și întreaga societate toate tarele, toate lucrurile rele care s-au întâmplat în perioada secolului fanariot și mai ales este vorba de pătrunderea elementului grec la conducerea bisericii românești și nu numai la conducerea bisericii și de la cele mai mici, de la mănăstiri, toate mănăstirile erau sub tutela grecească. Laicizarea bisericii și redefinirea raporturilor stat-societate s-a făcut prin intermediul legilor, cu siguranță. Prima dintre ele a fost legea secularizării averilor mănăstirești din decembrie 1863, prin care toate averile mănăstirilor închinate și neînchinate au fost preluate de stat. Cuza pregătea astfel și reforma agrară ce urma să se întâmple. 14 august 1864. Da, așa a fost ordinea. În martie, imediat după legea secularizării, în martie 1864 este elaborată legea comunală, prin care bisericilor li se dau pământuri, bisericile sunt împroprietărite cu pământuri și bisericile trec în sub tutela primăriilor locale, care trebuie să aibă grijă
bisericii, să întrețină bisericile. Poate apoi... vă deranjez puțin cu cuza aici, el că așa, și-a cam grăbit sfârșitul, a lovit în biserică lovit prin în legea biserică. Rurală și sigur prin decembrie 63, el n-a fost prea grea și știm ce a însemnat. Au fost preluate în urma reformei rurale sau legea din 14 august 64, aproape 500.000 de familii țărănești au fost împroprietărite cu peste 1.800.000, da, în funcție de numărul de vite, dar pământul, bisericile aveau o suprafață imensă, imensă de pământ. Dar mai ales așa, deci a lovit pe undeva și a grăbit sfârșitul și știm, cuza a fost nevoit, monstruoasa coaliție să presească. Uitați-vă ce mănăstirea Tismana, un exemplu clasic. Da, de. Și tot ca o poveste așa, atunci când a murit în 1873, când a fost... 15 mai moare, la Heidelberg. A murit în același an cu Napoleon al III-lea. Da, spuneți foarte bine, moare la Heidelberg, în Germania, pe 15 mai într-un hotel, în hotelul Europa și... Și peste două săptămâni nu aveam tren. Sigur, prima cale ferată a fost București Giurgiu 1869. Îl mormântează prima dată la moșia lui Ruginoasa pe 29 mai 1873. Strămutat la Trierar și o spun la copii, titoria lui Vasile Lupu 1634-1653. Ori acolo sunt doi domnitori în Trierar, trei sfinți, Vasile Grigorie și Ioan. Titoria lui Vasile Lupu a fost adus și Dimitrie Cantemir, care n-a fost domnitor decât 1710-1711, moare la curtea lui Petru cel Mare 1689-1725, Cantemir n-a trăit mult, 1673, moare în 1723 și doi domnitori, Cantemir adus în 1935 la Trierari și Cuza, și la moartea lui, la mormântarea la Ruginoasa 29 mai 1873, iată că vine 29 mai, Cogălnicianu, ministru de externe, spunea, atâta timp cât vom avea o istorie națională, pagina cea mai frumoasă a scris-o Cuza, iată că la ora actuală e considerat ca un domnitor autoritar. Sunt figuri controversate. Oricum să ajungi domnitor la 39 de ani, să ne gândim că s-a născut în 1820. Deci ajunge la 39 de ani, stă 7 ani, pleacă la 46, adică în 66 pe 11 februarie, monstruoasa coaliție, pleacă și moare sărac. Bine, sărac în sensul că a avut și niște copii făcuți cu amantă, cu Obrenović, dar asta Brenović. E viața lui asta de culise particulară, de culise. Da. Pentru că Elena Cuza a fost o doamnă extraordinară. Și revenim cu... N-a fost totuși, n-a rămas un om sărac, e adevărat că față de ce, față de ce a avut, da, ce a avut, da, a fost foarte revenim puțin. La 1873, atunci când a murit și la biserică, atunci când a murit mai, Cuza, da, când a murit Alexandru Ioan Cuza, nu s-a amintit, nu s-a menționat în nicio biserică românească, dar atunci când a murit Napoleon al III-lea, acum știm foarte bine că ne-a ajutat foarte mult cu unirea, dar atunci când a murit Napoleon al III-lea, s-a dat ordin ca în toate bisericile românești să se țină slujbe în memoria lui Napoleon al III-lea. Adică nici biserica nu iartă totdeauna. Nici biserica n-a iertat atunci, nu l-a iertat pe Cuza și nu l-a iertat niciodată. Până la urmă, deci, de acolo i-a grăbit sfârșitul pe undeva. Bineînțeles. Poate prin marile sale realizări, acum mai nou se încearcă cu Mihai Viteazu să-l vedem ca sfânt în biserica ortodoxă, cred că e cam mult, dacă există propuneri oficiale de acest gen. Cred că și Cuza, dacă o luăm așa, a fost unul dintre domnitorii care a realizat ceva. A modernizat, a început modernizarea statului. E adevărat statului, că spuneați dumneavoastră mai devreme, acea secularizare a averilor mănăstirești îl va costa pe veci. Deci, iar modernizarea lui Cuza a însemnat, mai ales în învățământ, generalizarea învățământului, da, 4 ani și apariția celor două universități, Iași 1860, și București 1864. Deci nu se poate, când se încearcă la ora actuală demitizarea aceasta uneori prostească, adică să dăm în eroii noștri, în personalitățile noi singuri să le tăiem creanga de sub picioare. Nu este posibil să păstrăm ceea ce vorbea domnul Nichifor despre adevărul și adevărul în istorie. Asta este ultima instanță. Sigur că spuneam noi, încă o dată repet, istoria cea mai frumoasă poveste. Problema care se pune este și acest lucru, să povestim istoria adevărată, dar orice istorie națională are și elementele ei de legendă. Bine, controverse de cu mit, siguranță. De mitizare. Dar, nu, avem miturile noastre, de care nu putem să ne... Nici francezii nu le-au abandonat. Ba, din contră, istoria franceză e cea mai hiperbolizată din acest noi, punct cu mult de mai mult. Da, și decât vorbea noi. Și domnul Echivo că totuși e tendința asta de demitizare, uneori exagerată.
exacerbată. Și cu naționalismul, vedeți, exact. E bun și naționalismul, să știți că a avut rolul lui. Iată că la ora actuală nu mai e intrarea în Uniunea Europeană, că suntem 28 de state, ultima a intrat parcă noi, bulgarii sau bulgarii, noi și croații. Da, 28 după noi. După noi, da. 28 de state. Iată că intrarea în Uniunea Europeană, noi viziunea asupra istoriei, dar eu zic că e bun șoț, o leacă de naționalism. Dacă vom repeta... Nu e exacerbat. Nu e exacerbat. Dacă vom lua exemplu de la alte țări europene, s-ar putea ca naționalismul să redevină o politică de stat. Uitați-vă ce se întâmplă. La Austria. Mă uiți la Austria, parcă dreapta și cu tare. Uitați-vă la Unguri. Uitați-vă inclusiv Siriza la greci, care are o aripă, o chestie naționalistă foarte puternică. Uitați-vă ce se întâmplă în Spania, unde zona bască e deja ca și ruptă, belgieni iar la fel, de sunt tendințe centrifuge și se caută din nou istoria locală, se accentuează din nou istoria locală. Apropo de eșecul proiectului Uniunii Europene, s-ar putea ca acest faptul că nu se renunță la istoria locală, s-ar putea să coste acest proiect la un moment dat. Există tendința aceasta. Americanii, apropo de federația lor, n-au avut niciodată să pună accent pe o istorie a unui stat american. Și s-a mers pe tot. Nici n-au avut, asta e adevărul. La noi fiecare avem o istorie și iată, noi suntem aici trei care apărăm domeniul acesta acum în această emisiune. Cu siguranță, din temele abordate astăzi, în privința și din partea istoriografiei, mai ales că domnul Nichifor pregătește o uriașă, spunem că are câteva sute pagini. De enciclopedie. Da, o sinteză a tuturor lucrărilor sau, în orice caz, o încercare de realizarea unei bibliografii dumnealui istorice. Dumnealui a zis posibilă, că, da. Spunând că poate fi perfectată în timp, adică că nu mai sunt lucruri de o să vedeți că sunt extrem, s-a scris de totdeauna și se scrie foarte mult și acum istorie în Gorj și asta înseamnă foarte mult. Însă, ca să ne întoarcem la Ștefulescu, de la el începând, noi am mai încercat Cărăbiș. Vasile Cărăbiș, o istorie a Gorjului, la Craiova. O sinteză mare de istoria Gorjului încă se cere să apară pe piață. Deci părerea mea că nu avem. Da. Deci practic ne rezumăm în mare parte tot la ce a făcut Ștefulescu în urmă. Eu mă bucur că a reușit un efort tot, domnul Nichifor a jucat un rol important să se pună și steaua, vorbire de alea personalităților. Iată că a apărut steaua lui Alexandru Ștefulescu pe alea personalităților gorjene. Un lucru bun, deci e clar că de aici se vede meritul și faptul că rămâne figura emblematică la sfârșitul veacului 19 și începutul veacului 20. Cu siguranță acest moment trebuia să fi făcut mai devreme. Amintea doamna Marcela Mrăjeanu mai devreme de faptul că am semnalat faptul că autoritățile nu păreau așa, că n-am știut de la momentul ăla de proiectul primăriei. În același timp însă rămân la părerea că Ștefulescu, poate și e și subiectiv faptul că e din breasla noastră, cred că era nevoie și de alte manifestări, una am corectat-o noi astăzi cu acest simpozion, însă cred că mai erau nevoie și de alte lucruri pe Ștefulescu și mă gândesc aici, nu știu, poate niște fonduri mai mari la Muzeul Județean, e nevoie, sunt expoziții, sunt lucruri, deci acolo se face treabă și poate... am investit în școala cu același nume, se tot investește în fiecare an, dar cred că ar trebui mai mult, apropo de această instituție pe care ne-a lăsat-o Ștefulescu, la momentul ăla era primul muzeu județean de istorie, să facem mai mult pentru acest muzeu, mai ales că ne uităm spre județele vecine și, de exemplu, Craiova are un muzeu în care s-a investit foarte multe fonduri europene. Deci dacă am comparat fondurile băgate la Târgu Jiu, pe muzeul județean, și ce s-a băgat la Craiova, credeți-mă, deci comparația e total defavorabilă Târgu Jiului. Și aici, cred că Consiliul Județean trebuie să facă mai multe. Am înțeles că ne-am blocat la niște vitrine, care costă, într-adevăr, costă foarte mult, dar eu zic că sunt necesare. Dar asta a fost ca o paranteză. Nu mai avem foarte mult timp. Astăzi a fost o altă manifestare foarte importantă, ales pentru licee și pentru școlile generale, pentru că copiii, probabil și de la Albenia, au venit la Târgu Jiu ca să vadă Târgul Educațional. Da, și am dat copii au venit, au fost la Ion Mincu,
de la, la, nu, la grupul 2, școlar. La colegiul tehnic numărul 2, ca să vadă târgul educațional. La 4, la grupul școlar Ion Mincu a fost. Apoi în vizită. Da, apoi, și apoi vizită. Da, da, au fost. Ce vreau să zic, avem câteva imagini de acolo, de la deschiderea de astăzi. A fost cam la aceeași oră cu simpozionul de, da, de istorie. O să rog pe colegii mei să ne dea aceste imagini. Avem și din sală, mai ales că, iată, colegiul Pericoand a fost acolo, da, prezent. Da. Eu am ajuns un pic mai târziu, adică după ce s-a finalizat aici este simpozionul. La deschidere, directorul Ion Elena și doamna inspector general Juntorina Popescu. Să spunem că a fost la, e vorba de sala de sport de la colegiul tehnic numărul 2. Da, aici câteva afișe din, de la această manifestare, ca să-și aleagă fiecare. Organizator a fost CJRA Egoș, da. Și CJAPU. CJAPU, da. Aceste imagini, cum spuneam, sunt făcute la deschidere în această dimineață. Liceele și-au trimis reprezentanți. Din ce am înțeles eu la momentul când treceam, după ora 15, aproape 1000 de copii erau așteptați, da, să ajungă doar astăzi în această... Iată și o parte dintre cei prezenți, cei implicați în organizare. Da, consilierii sunt acolo. Apropo, ați discutat cu... cei care v-au reprezentat, da, în această, ce, care flux, era concluzia un lor. Foarte, foarte important s-a avut loc în intervalul 11-1. În perioada aceasta, într-adevăr, au fost foarte mulți, foarte mulți elevi. Feedback-ul a fost bun pentru noi, pentru că am avut destui copii care care au fost interesați de oferta noastră școlară și neașteptat, pentru prima dată sunt mai interesați de școala profesională, lucru foarte important. Noi și avem o ofertă care îi satisface, așa ca să zic. Este vorba de Tinichigiu Vopsitor Auto, Sudor Strungar la școala profesională și pentru fete estetică. Este vorba de și igiena corpului omenesc sau, da, coafură, manicură, cosmetică. Promite telespectatorilor că vom insista pe acest subiect într-o altă emisiune. Dar apropo de acest târg educațional, cum vedeți acest tip de manifestare după model important până la urmă, dar în ultimii ani se ține din ce în ce și văd că are rol din ce în ce mai important, faptul de a se strânge toate la un loc aceste licee, de a se compara practic oferta școlară de la unul la altul? Da, este ca un fel de economie de piață. Deci, eu așa văd, e un lucru extraordinar de bun. Elevul are posibilitatea să vadă ce îi convine, ce-i pe măsura lui, pe măsura și foarte bine că a apărut și școala de ucenici, e nemaipomenit. Școlile profesionale, școlile de ucenici fac segregarea asta, sunt foarte bune. Nu. Profesional, nu, de ucenici, nu. Da, a fost în lege acum câțiva ani, de asta... Da, da, da. Școala profesională, da, deci da, da, e foarte bună. Eu am mai spus, e un lucru nemaipomenit, poți după aceea să-ți faci liceu, da, dar statuia, îți oferă, sigur, deci da, ai posibilitatea, da, bineînțeles, rămâne brățară de aur. Văd că ne mai întoarcem cu IMM-urile. E un lucru bun că se merge și pe întreprindere mici și mijlocii care au nevoie de specializări. Cum spuse Răstinichigii, autovopsitori, coafori. Ca să facem legătura între prima temă și cea a doua, unul dintre elementele care se încurajează foarte mult la Târgu Jiu în ultimul timp este turismul, inclusiv ofertă școlară. Sunt anumite licee care au asemenea lucruri în special economic, cu Virgin, da, Maghiar. Dar problema rămâne următoarea. Ca să faci turism, trebuie să vinzi ceva. Deci, pentru cei care vin, problema e ce vindem. Istorie, elemente de, să zicem, de tradiție, istorie efectivă, obiective, ce le oferim celor care vin. Pentru că la acest moment există o strategie, dar mi se pare că nu neapărat că nu e coerentă. Anul acesta, spuneați dumneavoastră că e anul Brâncuș. Anul ăsta încurajăm pe partea de Brâncuș, anul viitor uităm de Brâncuș și ne apucăm de Tudor Vladimirescu. Bine, anul acesta, în cazul fericit, au fost ambele evenimente și s-a pus accent pe ele. Deci, nu cumva ar trebui făcute, nu știu, anul ăsta să încurajăm să vizităm Gorjul, diverse mănăstiri sau alte chestii sau ceva de genul, sau să le facem pe toate odată? Noi avem ce le oferi din punct de vedere istoric, spuse răs foarte bine.
Casa Memorială Tudor Vladimirescu. Și am observat o emisiune chiar aseară sau astăzi despre Casa Memorială Ecaterinei Teodoroiu. Nu mai e decât o palmă de pământ. Au apărut fel de fel de construcții, de aia se plângea o nepoată de a Ecaterinei Teodoroiu. Dom'le, deci numai aici totul e înconjurat de marketing, de clădiri de acestea moderne, iar Casa Memorială nu e grija aceasta, deci nu este. Într-adevăr, muzeul la Curtișoara acolo s-au mai preocupat, dar din păcate sunt multe monumente de acestea istorice lăsate în paragină. Și de aici ne îndepărtăm turiștii, e clar. Nu, eu vă dau exemplu ce se întâmplă la Casa Memorială, Ecaterina. Dar și acolo e o problemă. Într-adevăr, nu trebuia să aprobe acele construcții mai. Dar altceva nu poți să faci, pentru că terenul nu a luat nimeni din terenul muzeului. Nu, mă refeream la prezența. Efectiv, treci. Dacă vrei, un turist care vine în Târgu Jiu, trece mai repede cu mașina, nu vede muzeul. Da. Mai ales că e aproape de colegiul pe care îl conduceți. Într-adevăr, ar trebui făcut un proiect mai amplu, zic eu, pentru promovarea... Noi avem istorie noi în Gorj, este clar, dar și... făcut un proiect pentru promovarea turismului și coerent. Nu trebuie să ne ferim de termen. Nu există coerență până la urmă, așa este. De unde veniți fiecare și, în general, avem obiectivele cunoscute. Dar, de exemplu, dumneavoastră veniți din zona Albeniului. Da. Ce ați propune dumneavoastră de la Albeni într-un circuit turistic județean? Cel mai bine s-a propus, știi ce? Foarte bine a fost când a fost bicentenarul Maghieru. Deci, Gheorghe Maghieru, brațul de oțel a Revoluției la 1848, s-a născut la noi acolo, la linia Maghierului, în 1804. În 2004, la deschiderea școlii, inaugurarea școlii în Albeni, a participat academicianul Ioan Scurtu. Da. Dar exact ce spuneți, nu avem decât... Acolo s-a făcut o statuie amărâtă și în rest satul, linia Maghierului, este peste dealuri, nici măcar o tăbliță să orienteze, nimeni nu știe. Bă, aici s-a născut generalul Gheorghe Maghieru, de fapt brațul, cum spuseai anterior, și omul, personalitatea cea mai complexă a secolului XIX, el e înmormântat în cimitirul, a murit pe 23 martie 1880, este în Târgu Jiu, alături de prietenul său Cristian Tel. Deci exact ce spuneți, eu aș propune să se facă ceva din punct de vedere turistic, măcar niște săgeți să arate, să amintească ceva de la intrarea în localitate. Bine, ca să fiu rău, nici școala nu mai amintește acel lume. Că s-a, și deci, nici nu s-a dat. Nu s-au făcut actele suficiente. Deci nu s-au făcut actele necesare. Deci nu se numește. A fost vorba că se va numi, n-am obținut aprobările, deși eu am făcut din punct de vedere argumentarea istorică. Bun. Vorbim de, să zicem, vorbim de Târgu Jiu, da? Alte obiective, în afară decât cele care sunt. Ce ați propune să fie într-un circuit turistic? Și nu este momentul de față. Poate ne aude cine trebuie. Eu aș vrea și Casa Măldărescu și toate casele. Cula. Și Cula, da, exact. Și toate casele din... Și Barbu Gănescu. Barbu Gănescu, da, obiective care importante care este, iată, nu sunt vizate de turiști. Este o casă de la 1790. Da. Este, una dintre cele mai valoroase case din oraș. Cu siguranță ar mai fi și alte propuneri. Casa Moangă. Am mai vorbit despre ele. Casa Moangă, care asta între timp nu, cea din oraș cea la, deja e dispărută. Da. Deja acum se pare că e cumpărată. Nu, e și demolată aproape. O parte din ea. Așa mi s-a părut. Vă mulțumesc pentru prezența la această emisiune. Ar mai fi fost lucru. Cu siguranță ne vom mai întâlni în acest spațiu editorial pe diverse subiecte. Dragi telespectatori, a fost emisiunea Școala Gorjeană, au fost cu noi Marcela Mrejeru, directorul Colegiului Tehnic Henric Oandă, a fost cu noi domnul Teodor Voicu, Școala Gimnazială Albeni. Mulțumim pentru atenție, la revedere!